Prin acest eveniment, instituțiile implicate își doresc să readucă în atenția publicului vâlcean unul dintre cele mai importante momente din istoria românilor, cucerirea Daciei de către armata romană condusă de Traian. Activitățile din cadrul evenimentului vor fi prezentate de trupa Veteres Milites din Sibiu, formată din studenți și absolvenți ai Departamentului de Istorie și Patrimoniu din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Este vorba despre un spectacol de reenactment, un spectacol care se derulează pe parcursul a două zile, în datele de 20 și 21 octombrie, în incinta Muzeului Satului Vâlcean, chiar în centrul muzeului, între Han și Culă. La această manifestare, care de fapt este un proiect educațional desfășurat de instituția noastră în colaborare cu Inspectoratul Școlar și cu Consiliul Județean Vâlcea, participă asociațiile de voluntari de la Veteres Milites din Sibiu, dar și asociația de reenactori din Hunedoara, Dacii Liberi. Anul trecut am avut 3520 de copii prezenți în acest proiect educațional. Sperăm ca anul acesta să depășim acest număr. Participă elevi la spectacol din toate școlile din Râmnicu Vâlcea, dar și din județ. În urma descoperirilor arheologice din județul Vâlcea și nu numai, au putut fi reconstituite obiceiurile și activitățile din viața de zi cu zi a dacilor și romanilor, care de asemenea vor fi prezentate cât mai fidel. Spectacolul se va desfășura în felul următor. Se prezintă echipament militar geto-dacic de către reenactori, echipament militar roman de către alții reenactori, dar avem și costume uzuale romane pe care le vor îmbrăca stăpânele caselor, cum se numeau la roman domina. Avem și ateliere meșteșugărești, în care, de exemplu, le vom arăta copiilor cum se bătea monedă în Imperiul Roman, sau cum se sculpta în lemn, sau cum se grava pe metal. Accesul la această lecție de istorie este gratuit.